Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, domnule profesor. Bună seara. Revenim după câteva săptămâni complicate, în care am dat, evident, reluări, pentru că era destul de complicat. Așa e în pandemie. Aproape pandemie, da? Da. Se înțelege că din acest an, din 2020, pornim pregătirile și o să mai spun pe parcursul discuției de astăzi în ce constau aceste pregătiri. Pentru momentul jubiliar de la anul, când se vor împlini 50 de ani de la plecarea lui Perpesicius dintre noi, lăsându-ne o operă, cel puțin pe palierul Eminescu, cu totul și cu totul redutabilă, pe care s-a rezemat bună parte din munca eminescologilor care i-au urmat. Acum trebuie să spun că în ceea ce mă privește, am de îndreptat sau, mai bine zis, de adăugat o serie de informații, de date, de fapte care s-au petrecut la Muzeul din Brăila începând cu 1975, de când eu pot să depun mărturie în această privință, pentru că la 1 septembrie 1975, când am fost angajat muzeograf la Muzeul Brăilei de atunci, pentru secția de medie modernă și contemporană, așa era afișa postului, o casă modestă, construită cu puțin timp înainte de nașterea savantului, în 1890 era gata, s-a așezat pe un plan al Brăilei din vremea respectivă și din cele mai vechi, unde strada cetății, stradă care, așa cum îi spune numele, intra în inima Pentagonului, în inima cetății, a citadelei Brăilei, construită în secolul al XVI-lea, pe la jumătate, de către otomani, și pe această stradă au fost dispuse pe stânga și dreapta, de către autoritățile timpului, o serie de loturi, nu? Deci toată strada și tot spațiul a fost lotizat și unul din aceste loturi a fost adjudecat de către părinții lui Dumitru Panaitescu. Eu n-am să intru în biografia savantului, nici măcar a fiului său, Dumitru Panaitescu, un eseist de mare anvergură, un deosebit profesor al Universității din București, născut în 1915 și pe care eu l-am cunoscut, cu care eu am lucrat. Profesorul de limbă și literatură română, dacă nu mă înșel, Mihail Kirciakov, care trebuie pomenit pentru că așa este drept, așa este corect, așa este etic să facem atunci când e vorba de o serie de aspecte care privesc activitatea și mai ales când e vorba de o activitate științifică, să spunem, și culturală. Prin urmare, până în 1975 și din 1971, după stingerea savantului, autoritățile au identificat casa, vorbesc de autoritățile de atunci, înainte, din jurul 1971. În 71 eram încă student, până în 1975, când am absolvit, deci nu am avut. Dar în 75, când am venit, am înțeles că această casă primejdie de a fi demolată, demolată pentru că se dorea în zona respectivă amenajarea unor garaje, ceea ce s-a și făcut pe partea opusă oarecum. Dar în momentul în care și-au dat seama despre cine e vorba, despre ce casă e vorba și au dat dispozițiile de rigoare, demolarea începută a fost sistată și, evident, s-a restaurat clădirea, fațada, totul până sus, acoperișul din olană. E adevărat că el n-a mai primit aspectul pe care l-a avusese anterior, deci cu o streașină ceva mai întinsă, mai lungă, vremea respectivă se chema saciac, un asemenea acoperiș. Un turcesc, așa turcească chestiune.
așa cum s-a păstrat pe, aici pe Călăraș, în spatele pe Justiției, unde există o asemenea casă, mă rog, s-o cotită monument, la fel și asta trebuia, o procesie casă, trebuia păstrat. Acum, s-a revenit lucru, mă rog, lăudabil până la urmă și, sigur, nu lăudabil că s-a început demolarea, dar lăudabil că totuși și-au dat seama de gafă și au revenit. Pe urmă, a fost așezată o placă în 71, care tocmai lucrul acesta arăta că Savantul născut în 26 octombrie 1891 s-a stins în 1971. Și cu aceasta, ce putem spune, decât că începea din acel moment, 1971, istoria casei memoriale Perpesicius. Știu că la vremea respectivă, venind în vacanțe, mă rog, în alte împrejurări, l-am auzit des pe profesorul Timotei Petride și inspector școlar general, etc., un brav profesor de limbă și literatură română, vorbind despre Perpesicius în termeni pe care, în termeni sigur elogioși, de care aminteam că e un brăilean și e unul din brăilenii care au pus umărul atât de puternic, să spunem, atât de sănătos în ceea ce privește cunoașterea operei eminescene. Ediția începută de Perpesicius în 1939, când s-au împlinit, vedeți, 50 de ani de la moartea poetului Eminescu, 1889-1939, erau 50 de ani, și atunci a dat Perpesicius primul volum al ediției, monumentale ediției critice. Se știe că el a ajuns doar la volumul 6, să realizeze ceea ce înseamnă poezia populară, dar primele volume înseamnă poezia lui Eminescu trecută prin filtrul acestui redutabil cunoscător al manuscriselor eminescene. Cu ceva timp în urmă, la 15 ianuarie, la ziua Eminescu și ziua Culturii Naționale, așa cum este ea consacrată de câțiva ani, am povestit la Galați, la o foarte frumoasă și însuflețită, să spunem, întâlnire de la Arhiepiscopia Dunării de Jos, în prezența Înalt Preasfinției sale și împreună cu colegul Viorel Coman, de aici, de la muzeu și dumnealui, în calitate de cercetător științific, am evocat figura lui Perpesicius în contextul în care vorbim de Eminescu, nu, la fiecare 15 ianuarie. Și am amintit de faptul că prima dată pentru mine Perpesicius a însemnat anul 1969, când l-am zărit ca tânăr student ce eram, din 68-69, eram în primul an, dar la biblioteca am venit să văd, deschizându-se, a deschis ușa sălii de la manuscrise, așa se spunea, și l-am zărit acolo pe Perpesicius, cu binecunoscuta lui alură, cu părul alb, lăsat plete aproape pe umeri și concentrat pe un manuscris, probabil, pentru că, deși trebuie să o spun, la vremea respectivă era director, dacă nu mă așa, era director deja general al Bibliotecii Academiei Române, nu obișnuia să ceară manuscrisele în cabinetul directorial, ci ca orice cercetător ce se supunea, nu, regulamentului de întrebuințare a comorilor de la Biblioteca Academiei Române, venea și cerceta în sala de studiu. A fost șansa mea să-l zăresc pentru o clipă, pentru că ușa s-a deschis și cineva a intrat cu o serie de materiale în brațe, pentru că așa era vremea de atunci. Materialele erau aduse la masă cercetătorului, ca și cărțile, în sfârșit, la sala de lectură și așa mai departe. Am rămas cu această imagine care am mărturisit-o și la 15 ianuarie 2020, acum la Galați.
În al prezenția sa, sigur, a consemnat aici într-un material care, sigur, m-a bucurat în călăuză ortodoxă, a consemnat, iată să arăt acest lucru și să spun că, da, eminescologului Dumitru Panaitescu Perpezicius, mărturia profesorului și așa mai departe, în legătură cu această, să zicem, vedere de o clipă a savantului. Ce am făcut, însă, mă întorc din 1975, când am ajuns la muzeograf pentru o perioadă atât de vastă, medie, modernă și contemporană, istoria românilor, ceea ce însemna și asumarea istoriei culturii, nu? Și a personalităților lor. Una din direcții a fost aceasta, ca la Casa Perpezicius să putem să aducem cât mai multe din materialele care îl reprezentau pe Perpezicius și care se aflau, sigur, acum în posesia și în grija fiului savantului, la rândul lui un redutabil, spuneam, cercetător și profesor universitar, Dumitru de Panaitescu, miticuță, cum îi spuneau, mă rog, apropiații. Ei bine, discuția cu profesorul Dumitru de Panaitescu, și lucrul acesta țin să-l spun, a fost una cât se poate de fructoasă. Domnia sa a venit la Brăila, a revăzut spațiul și am reușit în 1981, tocmai, după 81, după multă vreme, după 10 ani de la moartea lui Perpezicius, dar la 5-6 ani după ce, mă rog, am ajuns la muzeu, eu am venit la 1 septembrie 75, 76, am început și cercetări arheologice la Măxineni și, în sfârșit, activitatea a prins contur. În 84 aveam să deschidem Casa Memorială Panaiti Strati în grădina publică, a cărei, să spunem, tematică am realizat-o și am ferit-o la, facem o paranteză aici vis-a-vis de Panaiti Strati, am ferit acea, să spunem, tematică a Casei Memoriale Panaiti Strati, care s-a avut realizat în grădina publică, în casa fostului grădinar, casa grădinarului, cum se știe, un lucru extrem de delicat, ca să nu-i spun periculos, la vremea respectivă. Pentru că noi a trebuit să nu arătăm această tematică celor care, la secția propagandă CC al PCR, aprobau asemenea tematici. Pentru că trebuie să spun și cei de astăzi prea puțin cunosc faptul că, din punct de vedere ideologic, 1984, vă dați seama, ne îndreptam că mai avem încă 5 ani până în 89, până la sfârșit. Era cultul personalității lui Ceaușescu, și a Eleniei Ceaușescu, atât de cabinetul 2 era cu ochiul pe tot ce era, Tamara Dobrin, trebuie să o spun, se uita pe, da, și cum să nu? Ei bine, lucrul acesta a trecut, cum să vă spun, tematica de la Panaiti Strati a trecut absolut nevăzută, neaprobată. Iar când Iulian Antonescu, directorul direcției muzee de atunci, un redutabil om de știință, o figură extraordinară, am mai evocat-o și am bătut medalie la 25 de ani de la trecerea sa în eternitate, a spus lucrul acesta la momentul respectiv, că știu că nu v-am ajutat cu nimic, dar și voi să recunoașteți că nu v-am încurcat cu ceva. Deci că dacă era să ne ajute, trebuia să ducă tematica sus. Istrati nu era deja persoana omului? Era și nu era, dar cine putea să fie mai mare și mai mare decât Ceaușescu? Da. Că va veni rândul iar să vorbim de el aici, la Casa Memorială Perpezicius, despre care discutăm de alminte. Și am să spun mai departe următorul lucru. În ceea ce privește achizițiile de la profesorul Panaitescu, Dumitru de Panaitescu, lucrurile au mers foarte bine. Și în 1981-82, cred că în 82 s-a încheiat, am plătit muzeul suma de 22.000 de lei, o spun categoric, la vremea respectivă, pentru ce? Pentru mobilierul care se poate vedea astăzi în Casa Perpezicius,
cumpărat de la profesorul Panaitescu. Am mers acolo împreună, cred că mi-aduc bine aminte, și cu colegul de frumoasă amintire, Surdu, care am mers din pivniță, din Casa Perpesicius, din București, strada Eminescu, 22, parcă 24. Și de acolo am venit cu acest mobilier, întâi de toate de sufragerie, cu o serie de alte elemente, dulap și așa mai departe. Am adus de asemenea de la București 790, aproape 800 de volume din biblioteca lui Perpesicius, literatură franceză, etc. Era un mare, un rafinat cunoscător Perpesicius al literaturii și al istoriei literaturii franceze. Acum, sigur că am putut face lucrurile acestea în condițiile în care se dorea la vremea respectivă o creștere a colecțiilor casei Perpesicius. Numai că s-a întâmplat nenorocirea ca și profesorul Dumitru de Panaitescu să moară într-o noapte, a avut un sfârșit fulgerător la 68 de ani, în 1983. Și în felul acesta ne-am oprit cu ceea ce se putea chema această achiziție care ar fi trebuit să continue și pe care avea să o continue ulterior, dar cu tot ceea ce s-a mai putut face, cărți și altele, colegul Lucian Chișu, care între timp a ajuns și el încadrat la Muzeul Brăilei cu sprijinul doamnei Dobrin, Veronica și, mă rog, altor, a ajuns muzeograf aici la noi, la Brăila. Sigur că după acest moment, pentru mine, Casa Memorială Dumitru Panaitescu Perpesicius avea să capete o altă direcție și o altă însemnătate din 1986. În 1986, toată România a trebuit să aniverseze împlinirea 600 de ani de la urcarea pe tronul țării românești a lui Mircea cel Bătrân, 1386. Și atunci, având preocupări de istorie medievală, întâi de toate, și a raporturilor Brăilei cu, mă rog, spațiul românesc, cu spațiul răsăritean, deci Marea Neagră, cu Levantul și așa mai departe, am crezut că trebuie să fac măcar un sondaj arheologic în această zonă pentru a găsi ceva din eventualele vestigii ale unei fortificații ale Brăilei înainte de turci, înainte de secolul XVI. Știam, cunoșteam amplasamentul, citadele, cunoșteam raportul între citadelă, strada cetății de astăzi, trasată de pe la 1831, și cunoșteam foarte bine amplasamentul casei și a curții casei Perpesicius în cadrul acesta și în raportul acesta stradă, casă, cetate. Dar noi știm cu precizie amplasamentul cetății otomane și am zis, nu se poate Brăila să nu fi fost fortificată înainte de turci, existând slabe, dar foarte slabe nădejdi că acest lucru ar fi putut să fie cu putință. Am exprimat o asemenea ipoteză, repet, ipoteză, și am avut norocul să fiu îndrumat, pentru că aveam experiența cercetărilor de la Măxineni, deja de 10 ani eram cercetător arheolog de 10 ani la Măxineni, 76-86, dar în 86, când s-a pus problema unui asemenea sondaj în Brăila, lucrurile nu erau atât de simple. Trebuia să ai un mentor științific serios, un om cu multă, foarte multă experiență în materie, și acesta a fost pentru mine de atât de frumoasă amintire, Petre Diaconu. Petre Diaconu, redutabilul cercetător de la Institutul de Arheologie Vasile Purpan din București și care mi-a dat tot sprijinul său moral
pentru a începe acest sondaj în Brăila. Și unde îl puteam face mai bine decât în curtea casei Perpesicius, care la vremea respectivă nu avea decât casa din față. Nu erau decât cele trei cămăruțe din față și antreul pe care se intra, nici măcar geamlâcul care s-a construit acum în vremea din urmă, după 1994. E bine, cercetarea arheologică din 1986, începută la casa Perpesicius, în curtea casei Perpesicius, avea să aducă un foarte, foarte prețios, să-i spun, un foarte prețios bagaj de cunoștințe despre istoria medievală a Brăilei pe care nu l-am bănuit nicio clipă. Nicio clipă. Am descoperit aici 48-49 de morminte, toate de înhumație, toate confirmând prezența celui mai vechi cimitir creștin al orașului. Mormântări de secol 12, 13, 14 și odată cu aceasta câteva lucruri foarte importante le-am putut, cum să spun eu, așeza în ceea ce privește istoriografia noastră. Am conchis că Brăila are fortificație doar din secolul al XVI-lea de la turci, odată cu turci. Înainte de turci și turcii s-au așezat și au așezat citadela pe locul cel mai înalt al orașului, dar pe ce? Pe cimitirul creștin, cel mai vechi al orașului. Între timp, o a doua, să spunem, necropolă, începuse să prindă contur pe locul Bisericii Sfinții Arhanghel, aici în centru, arăt cu mâna către Biserica Sfinții Arhanghel din centrul orașului. Aici va fi a doua necropolă de secol 15 a orașului. Și în felul acesta, dar pornind în 86, am reușit, lucru foarte, foarte important, să arăt că Brăila n-a fost fortificată înainte de turci și doi, că turcii au așezat citadela pe locul cel mai înalt, dar pe locul cimitirului orașului. Același lucru l-au făcut și aici în centru, așezând moscheea pe care au construit-o în secolul 17 undeva la sfârșit, 1690-1700, această clădire din centru, astăzi Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, este altceva decât o moschee, dar construită pe locul unui cimitir creștin pe care l-am descoperit ceva mai târziu, anii 93-94. Domnule profesor, cu scuzele de rigoare, foarte scurtă pauză publicitară și revenim. Da. Revenim după o foarte scurtă pauză publicitară. Domnule profesor, vorbeați înainte de această pauză despre așezarea citadelei și așezarea unei moschei peste două lucruri foarte importante și reprezentative pentru o comunitate. Nu e de lăsat deoparte acest lucru, pentru că nu de pomană l-au așezat acolo. Păi e posibil să zic doar că în cazul citadelei obligatoriu locul ales nu putea fi altul. Acela înalt, al celui mai înalt punct al orașului. Doi, să credem că dincoace la moscheea din centru, devenită biserică după 1831, lucrurile s-au întâmplat din întâmplare. Lucrurile au venit din întâmplare. Ceea ce cred eu este că acest cimitir din secolul al XV-lea, dacă aș fi putut în 93-94 să dezvolt cercetarea arheologică către nord, către noi, ar fi trebuit să ducă și, evident, și către Răsărit, către Dunăre, ar fi trebuit să ducă la descoperirea unor urme dintr-o
dintr-o capelă măcar, ca să nu spun dintr-o biserică de secol XV. Brăila era în secolul al XV-lea extraordinar de bogată, sunt mărturii, cum să spun, ale cronicarilor bizantini, nu alții, cum e Laonic Calcocondil, care spune Brăila, nu? Oraș al dacilor, în care fac un comerț mai mare decât în toate orașele țării, se înțelege, țării românești. Prin urmare, aici era multă bogăție, pentru că un cimitir ca acesta, care la fel numără tot în jur de 50 de morminte, și poate mult mai multe încoace către nord dezvoltat, să nu fie avut un asemenea cimitir, să nu fie avut o capelă, să nu fie avut un loc special pentru slujbe, etc. Deși cimitirul este un loc de rugăciune ca oricare altul, nu ca oricare altă biserică sau mănăstire sau... Vorbind despre acest lucru, trebuie să mai spun ceva. Și anume, la Perpesicius, în curte, am descoperit, odată cu cimitirul, dar care era mult mai... 1230, am descoperit și fundațiile casei din curte a lui Perpesicius. Proaspăt director al muzeului din 89 după aceea, ca această casă să fie cumva reconstituită. Aveam nevoie de spațiu vital pentru dezvoltarea instituției, ceea ce adusesem de la București în anii 80 cu Dumitru Panaitescu, Dumitru D. Panaitescu, cu profesorul Panaitescu, fiul lui Perpesicius, erau lucruri deja așezate, dar se simțea nevoia de spațiu în continuare și nu era rău deloc să putem reconstitui cu o cheltuială minimă la vremea respectivă, era și vremea marilor speranțe, anii 90 la început, să facem într-adevăr un lucru de ispravă. Și cu un proiect care a pornit chiar și de la muzeu, domnul Marcian Roman, pe atunci la muzeu din Brăila, lucra și schițat un plan cu ajutorul unui alt coleg, înțeleg, și așa mai departe, am pus în operă până la urmă acest lucru, după 93, adică după Brăila 625. S-a reconstituit în felul acesta casa din curte, acele încăperi, vagon, cum se spune în termeni aici în oraș, una între alta, camerele respective și un geamlâc prin fața lor până în fundul curții, acolo unde am amplasat și un chioșc pe care cumva Perpesicius ne-l indica la într-una din evocările pe care le face casei, din modestei case pe care avea Brăila și pe care a părăsit-o târziu, prin 1910, când a plecat la universitate. Ce se întâmplă? Vreau să spun că această întocmire mi-a fost atât de dragă și de importantă și am aici o mărturie a profesorului pe care n-am să contenez să-l numesc totdeauna Patriarhul studiilor de muzeologie și muzeografie din România, Ioan Opriș, care secretar de stat în vremea ministeriatului lui Răzvan Tudorescu, academicianul Răzvan Tudorescu, iată, a venit la Brăila, sper să pot să fac un zoom, da? A venit la Brăila la inaugurare, împreună cu un alt preasfințitul Casian, atunci episcopul da, Dunării de Jos, și cu care am pornit mai departe un drum care mie mi s-a părut cât se poate de important și interesant. N-am adus aici ca să arăt iarăși o mărturie extrem de importantă, și anume aceea că în 1991, la centenarul 1991, am bătut prima medalie pentru Muzeul Brăilei de atunci, Muzeul Brăilei Carol I de astăzi, cu Casa Memorială Dumitru Panaitescu Perpesicius.
medalia arătând pe avers chipul savantului, iar pe revers casa memorială văzută în perspectivă, casa care de data aceasta cuprindea ideea de desenată deocamdată în 91 a reconstituirii ei și a chioșcului din fundul curții, acolo unde acum, după o vreme, am reușit să aducem și mai ales după ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat după 89, am putut să-l reașezăm și să reașezăm acolo bustul lui Perpesicius, realizat de un alt mare brăilean, de sculptorul Nică Petre. Acum, mai departe, am să spun că tot acest timp petrecut în anii aceștia de restaurare, de reconstituire, se spune, și restaurarea casei din față, într-o bună măsură, a însemnat o serie întreagă de, să le spunem, eforturi care au fost, cum să vă zic, asumate de colegul Zamfir Bălan, care din 90-91 a venit la muzeu, de la desfințata direcție, de la Comitetului de Cultură din anii 80, și colegul Zamfir Bălan s-a ocupat de aici încolo, în ceea ce privește conținutul și mersul lucrurilor mai departe, o serie întreagă de manifestări pentru momentele din an Perpesicius. De asemenea, colega Ilie Elena, care tot așa, puțin înainte de ani, dacă nu mi-aduc bine aminte, din 86-87, a venit la muzeu, la Casa Memorială, la Perpesicius. În felul acesta, deci forțele au crescut, ca să spun așa, pentru a merge mai departe cu dezvoltarea Casei Memoriale și a instituției în sine, care prindea contur foarte, foarte frumos. Și am realizat până la urmă un lucru care nu credeam să-l putem face, și anume în 1998, iată, s-a întâmplat ca majestatea sa, regele Mihai, însoțit de regina Ana, să vină într-o vizită la Brăila, o vizită care a avut câteva puncte hotărâte, bineînțeles, într-un program care a cuprins însă, din fericire, și Universitatea Constantin Brâncoveanu din Brăila. Profesorul Alexandru Puiu, trebuie să spun, l-a primit cordial, l-a condus în clădirea nouă construită a universității, și într-o pauză, în pauza care s-a făcut între câteva lucruri care trebuiau văzute neapărat și a întâlnirii cu studenții care au urmat, a propus, pentru că am fost cel care am dus la universitate înregistrările cu vizitele regale la Brăila de până atunci, în principal era vizita lui Carol la 1 mai 1914. A fost extrem de impresionat majestatea sa, regina Ana, au fost impresionați de acest document istoric de 3 minute și ceva care consemnează vizita la Brăila a regelui Carol, a reginei Elisabeta și a principilor moștenitori Ferdinand și regina Marie. Și am propus în acest context, în acest moment de relaxare, la o cafea în biroul rectorului, să se întreprindă a doua zi o vizită la Casa Memorială Dumitru Ponaitescu Perpesicius, spunând majestății sale că e vorba de unul dintre profesorii pe care i-au avut la Mihai Viteazul, la școala, da, la Mihai Viteazul, la clasa Marelui Voievod Mihai. Bine, cu multe, mă rog, ezitări cumva,
atmosfera în anii 90, o știți, vis-a-vis de rege și legalitate, propaganda de dinainte 89 și făcuse bine treaba și până la urmă s-a hotărât și majestatea s-a promis, a venit la Casa Memorială, a venit și lucrul acesta, eu am să-l arăt, sigur, există și un film de 20 de minute pe site-ul muzeului de astăzi, cu vizita regală, cu vizita majestății sale. Ce vreau să spun este faptul că, unu, majestatea sa își amintea, dar eu vorbind mereu de Perpesicius, Perpesicius, nu era foarte lămurit. Mi-am dat seama și când am zis de profesorul Dumitru Panaitescu, profesorul Panaitescu, a spus majestatea sa, da. Profesorul Panaitescu, da, mi-amintesc. Pe urmă, în context, am adus vorba și de Panaitistrate, că i-a plăcut Rusia întâi Sovietia. Dar după aia tot el a fost cel care le-a pus punctul pe, ei. Bun. Și mergând în sfârșit mai departe, am avut bucuria și țin să arăt lucrul acesta ori de câte ori pot. Am avut bucuria să-i cer un autograf majestății sale și reginei Ana pe o carte pe care deja, iată, exista un autograf regal, cel al reginei Maria, a celor 6 copii, între care Carol, care este viitorul Carol al doilea. Trebuie să spuneți de unde sunt acestea. Cartea însă o aveam și am explicat majestății sale, e pe film, e scris și aici, cartea a aparținut lui Nicolae Iorga, iar Nicolae Iorga a făcut-o dar profesorului meu Ghete Ionescu la un răspuns, la vremea aceea student, pentru răspunsuri foarte bune, spunea profesorul Ghete Ionescu, Iorga se întorcea și lua o carte din raftul de cărți ale, bineînțeles, ale domnii sale și le oferea studenților în acea. Ei bine, o asemenea carte, Iorga probabil, fără să își aducă aminte, avea aceste însemnări sau poate chiar cu ele, a oferit cartea profesorului Ghete Ionescu. Profesorul Ghete Ionescu mi-a oferit-o mie aici în 18 decembrie 1981. Și am fost în felul acesta, pentru că era vremea în care tocmai terminam de achiziționat biblioteca profesorului Ghete Ionescu. 10 ani de la stingerea lui Perpesicius, da, în același an. În anul respectiv erau 10 ani de la stingerea. Ei bine, cartea respectivă avea să fie semnat, în cartea respectivă majestatea sa, regele Mihai și regina Ana aveau să semneze, iar peste timp am mai căpătat încă două, să le spun, autografe princiare a principiului Nicolae, 06-03-2013, iată sunt 7 ani, și apoi a principiului Radu, 19 martie 2015, deci acum 5 ani, iată, martie, da. Da, practic avem toată aici familia regală și sunt foarte mândru că o asemenea carte, mai ales pornind de unde a pornit, a putut să fie, cum să spun, să aibă un asemenea parcurs, regele și regina, sigur, semnând, a și spus, da, familia regală continuă, îi la familie continuă. E bine, în ce mă privește această mărturie, această, legătură cu Casa Perpesicius, am vrut să o precizez, să o spun, să o aduc în actualitate, pentru că se întâmplă de foarte multe ori să plecăm, martori sau nu, pentru niște evenimente mai mult sau mai puțin importante și lumea să creadă că lucrurile încep doar de aici sau încep de acolo. Aici a fost un gând și a fost o lucrare destul de lungă. Lipsesc din aceste puține materiale care le-am adus astăzi de aici, unul esențial pe care trebuie să-l găsesc în biblioteca mea, mă rog, nu vreau să fac mai multe comentarii,
al unui exemplar, un exemplar din revista Muzeelor pe 1982, un an înainte de moartea profesorului Dumitru Panaitescu, pe care sau în care este conținut în care găsim o descriere a casei Perpesicius, a casei memoriale, așa cum o vedea acest savant, fiul savantului, profesorul Dumitru Panaitescu. Este o figură, era o figură extraordinară. Ulterior am aflat și alte lucruri despre el și despre tot ceea ce s-a întâmplat lui miticuță, lui Dumitru Panaitescu, pentru că Perpesicius a fost obligat să apeleze la ajutorul lui Roller pentru a stinge o cabală, așa cum la noi și atunci, mai ales în anii aceia 50-60, se puteau petrece, în legătură cu Dumitru Panaitescu, cu fiul său. Și dacă lucrurile au stat așa și acest om era de o bunătate și de o dorință extraordinară de a face într-adevăr o casă memorială, mi-a scris câteva rânduri, le văd și acum subliniată cu linia și așa mai departe, și acest autograf și această descriere a casei Perpesicius trebuie să o avem mai departe în atenție pentru a împlini aceste sugestii de acolo ca pe un testament, ca pe un testament literar sau de istorie literară pe care l-avem. Mai vreau să mai spun un lucru pe care l-am spus și la Galați, pentru că este unul de foarte important. O să încerc, atât cât îmi stau puterile, dar și cu ministerul și poate cu alte organisme, să propunem ca Muzeul Literaturii Române din București, care este întemeiat de Perpesicius. Este întemeiat de Perpesicius. După cum revista Manuscriptum a acestui muzeu este la fel întemeiată de Perpesicius și, din câte știu, parcă a apucat să vadă primul număr ieșit, ei bine, vreau să vă spun că merită cu prisosință ca Muzeul Național al Literaturii Române din București să primească numele lui Perpesicius la anul când se vor împlini 50 de ani de la trecerea sa în eternitate. Perpesicius este o figură emblematică a emnescologiei. Nu eu am să dezvolt subiectul, ci colegii mei și Zamfir Bălan și Viorel Coman și poate și Valentin Popa, dar în, să zic, discuții succesive ce vor urma, dar vă spun încă o dată, este o mare dorință a mea aceea de a vedea acest Muzeu Național al Literaturii Române botezat Dumitru Panaitescu Perpesicius. Domnule profesor, o foarte scurtă rugăminte. Poate n-ar fi rost să evocăm faptul că Perpesicius Panaitescu a fost un patriot extraordinar. Vorbim despre... Da, sigur, eu nu mi-am propus să intru în biografia lui Perpesicius, dar sigur că da, și-a pierzut pe dealul, aici în Dobrogea, la Tutracan, sau cum îi spune, și-a pierdut mâna dreaptă, a fost cortecată, a învățat după aceea să scrie cu stânga, după aceea, sigur, și-a lăsat și vederea pe manuscrise, am adus, acesta este în anii 80, atunci, am adus acele instalații de ochelari, pe care li s-au făcut în mod special pentru a putea mări, pentru a putea vedea, pentru a putea cerceta toate aceste manuscrise. Acum, sigur, sunt încă multe de făcut pentru memoria lui Perpesicius la Brăila. Toată casa memorială trebuie bine, iar bine reașezată, pentru că acolo locul este unul care se tasează, se lasă. Cercetările arheologice ale mele au continuat și în stradă și pe cealaltă parte a străzii și așa mai departe și am văzut multe lucruri. Acum de curând s-a petrecut iarăși o,
o tasare și o groapă imensă a apărut în fața, în fața bustului lui acolo unde și regele și Nică Petre s-au întâlnit la momentul 19 iunie 1998, când spuneam că majestatea sa a fost împreună cu regina Ana la muzeu, la Perpesicius. Și a fost o adevărată bucurie să vadă casa atât de modestă a unui profesor al său. Am și spus atunci că și Vasile Băncilă e un alt dascăl al domniei sale, tot Brăila, la fel cum Petre Andrei al III-lea ca ministru al învățământului atunci, iar Perpesicius, am aflat ulterior, este cel care chiar la bacalaureat, ținut în condiții atât de dramatice pentru rege, pentru că venise ultimatumul din partea Moscovei în legătură cu Basarabia, acest, să-i spunem, Perpesicius este cel care a făcut subiectele la bacalaureat pentru limba și literatura română, pentru majestatea sa, pentru clasa, dar care mai avea trei elevi. Da. Sigur, bineînțeles, vor fi încă multe de adăugat, multe de spus, pentru 2021, pentru anul, indiferent de condițiile grele care se întrebă din ce în ce mai grele. Poate nu. Poate nu. Am în vedere un film documentar făcut cu multă minuțiozitate, în care să dezvolt această temă a locului nașterii lui Dumitru Panaitescu. E o chestiune care ține de istoria culturii noastre. Vedeți, s-a spus de atâtea ori Panait Istrat, l-am amintit pe Istrat, o altă celebritate a locului și a cărui tată Valsamis nici nu l-a cunoscut măcar grec, mama rom. În cazul lui Panaitescu avem aproape același lucru. Tatălui lui Perpesicius, originar din Ianina, pe care am avut șansa în 2005 să o văd ca localitate în nordul Greciei și așa mai departe, mama iarăși româncă și așa mai departe. Sunt lucruri care, cum să vă spun eu, trebuie cunoscute, bine cunoscute și arătat ce înseamnă un Istrati, nu, cu tată grec și mamă româncă și la fel ce înseamnă un Perpesicius, la fel. Iată, mă rog, Europa aceasta care, mă rog, ne îndeamnă la amestecul de neamuri și de culturi, de civilizații. La noi Brăila s-a întâmplat. Eu, da, trebuie să spun că Brăila a fost un creuzet, a fost o Europa unită avant la lettre, pentru că aici au unit interesele, întâi de toate, multe, foarte multe nații. Aceasta este istoria și ea trebuie, cum să spun, descifrată pas cu pas, minut cu minut, tot ceea ce putem să spunem, dar în lumina adevărului, obiectivității, cât se poate. Știu ce înseamnă, domnule profesor, obiectivitate în istorie. Din păcate, emisiunea a ajuns la sfârșit. Da, eu nu pot decât să vă mulțumesc. Am ținut să fac această, mă rog, discuție, să-i spunem, să fac acest excurs în ceea ce îl privește pe Perpesiciu și locul acela, casa aceea, pentru că trebuie să spun că e un loc special și va trebui să revină în atenția tuturor, a școlii mai ales, a celor tineri. Au ce învăța, au ce înțelege din aceea. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Toate cele bune. O seară bună dumneavoastră și telespectatorilor. Toate cele bune.